Sărbătoare specială vreau să citim mai multe versete, 16, ca să avem imaginea clară, să ne readucem aminte de felul în care a avut loc primul botez cu Duhul Sfânt. Faptele Apostolilor, capitolul 2, de la versetul 1 la 16. Fapte, capitolul 2. Versetele 1 la 16. Cuvântul Domnului spune așa. În ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc au fost văzute împărțindu-se printre ei și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duh Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei, oameni cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Când s-a auzit sunetul acela, mulțimea s-a dus și a rămas încremenită, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toți se mirau, se minunau și ziceau unii către alții. Toți aceștia care vorbesc nu sunt galileieni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră în care ne-am născut? Parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții. Ce vrea să zic aceasta? Dar alții își băteau joc de ei și ziceau, sunt plin de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis, bărbați iudei, și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, ci aceasta este ce a fost spus prin profetul Ioel. Amin. Ocupați locurile. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, iată din nou în fața noastră un text pe care obișnuim să-l numim clasic, pentru că este un text așezat în credința creștină cu privire la învățătura despre pogorârea Duhului Sfânt, inaugurarea unei lucrări speciale în Biserica lui Hristos, botezul cu Duhul Sfânt. Și pasajul nostru ne spune că această lucrare glorioasă a avut loc prima dată în Ierusalim, iar vorbirea pe care Petru o are cu contemporanii lui, mirați de ce se întâmplă, este undeva la ora 9 dimineața după calendarul nostru. Pentru că aici spune că nu este decât al treilea ceas din zi. Este undeva la ora 9 dimineața după calendarul nostru. Apostolul Petru explică ce s-a întâmplat, explică împlinirea profețiilor biblice și explică semnificația acestei lucrări sfinte de umplere cu Duhul Sfânt. Și prin aceasta, în istoria bisericii, a intrat această lucrare sfântă numită, în termenii populari românești, Rusalii. Cum vă spuneam, Rusalii nu este un termen biblic, dar pentru limba română a fost adoptat acest termen, probabil din latină, pentru că Rusalii însemnează trandafir,
o sărbătoare coincidea cu perioada aceasta de timp și a fost împrumutată din limba latină pentru limba română. Sunt termeni pe care nu-i găsim scriși în Biblie, în sensul în care noi îi obișnuim ca să-i folosim între noi, cum este Trinitate. Trinitate nu apare nicăieri în Scriptură, dar termenul este real, este adevărat, de aceea nu se renunță la el, pentru că este un termen care descrie această entitate divină numită Dumnezeu, formată din trei persoane, distincte una de cealaltă, independente una de cealaltă, însă având aceeași esență, aceleași atribute. Unul este numit convențional Tatăl, celălalt care s-a întrupat este Fiul sau Iisus Hristos și cea de-a treia persoană este cea pe care o celebrăm astăzi, este Duhul Sfânt. Desigur că în 2000 de ani de când lucrarea aceasta are loc și de când noi am ajuns să cunoaștem pe Domnul, am putut să auzim multe mesaje despre semnificația pogorârii Duhului Sfânt, despre semnificația rusaliilor. Evenimentul acesta poate fi abordat din multe puncte de vedere, cu multe aplicații. În această dimineață aș vrea să ne uităm la pasajul pe care l-am citit și la această lucrare frumoasă a botezului cu Duhul Sfânt. Aș vrea să ne uităm într-un pasaj pe care l-am intitulat Particularitățile cincizecimii. Particularitățile cincizecimii. Pentru cei ce ne vor asculta pe internet și nu sunt familiarizați cu termenul cincizecime, este traducerea termenului grecesc Pentecosta, care însemnează ziua a cincizecea, a cincizecea de la învierea din morți a Domnului Iisus Hristos. În ziua a cincizecea de la învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos a avut loc coborârea, pogorârea Duhului Sfânt și era o sărbătoare care în Israel coincidea cu sărbătoarea cincizecimii, cu sărbătoarea zilei a cincizecea, când, după tradiția iudaică, se crede că a fost dată legea lui Moise. Deci, particularitățile cincizecimii. Câteva particularități legate de pogorârea Duhului Sfânt, legate de această lucrare frumoasă care trebuie să existe în biserică și să fie vie în biserică în toate timpurile. Ne vom uita la trei lucruri care, după cum o să vedeți, sunt foarte evidente în pasajul nostru. O primă particularitate a lucrării Duhului Sfânt, frați și surori, doamnelor și domnilor, este audiența ei internațională. Audiența ei internațională. Dacă vă uitați de la versetele 9 la 11, în ziua aceea sunt în Ierusalim, foarte interesant, parți, mezi, elamiți. Este foarte interesant că textul începe tocmai cu iranienii și îi prezintă în toată structura lor, pentru că sunt formați din trei grupuri distincte. Parți sau perși, mezi, de aceea se numea Imperiul Medo-Persan, și elamiții, Elamul, sud-vestul Iranului de astăzi, acolo unde în curând, foarte curând, va avea loc un eveniment profetic mare, când Israel va riposta la un atac iranian și va lovi bazele militare iraniene din sud-vestul Iranului și despre care vorbesc profetul Ezechiel și Ieremia și cuvântul Domnului este drept, se va împlini exact așa cum sunt scrise și profețite. Deci,
spune, erau parți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeia, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei dinspre Cirene, oaspeți din Roma, iudei sau prozeliți, cretani și arabi. Pogorârea Duhului Sfânt nu este o lucrare izolată, aici, colo, ci este o lucrare care are audiență internațională. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare internațională. Și o să vă spun de ce. Ca și audiență internațională, aceasta vrea să spună două lucruri distincte. Primul, are audiență internațională pentru a demonstra faptul că în Duhul Sfânt este unitate. În Duhul Sfânt este unitate. Observați că avem europeni prezenți la Ierusalim, asiatici și africani. Se întâlnesc toți împreună. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Duhul Sfânt nu îi împrăștie pe oameni. Duhul Sfânt îi adună. Acolo unde crede cineva că Duhul Sfânt este dat oamenilor ca să disperseze, să împrăștie biserica, să rupă lucrarea lui Dumnezeu, să-i facă pe oameni să nu se înțeleagă la oaltă, aceea nu este lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îi adună pe oameni. Duhul Sfânt lucrează la unitate. Și această audiență internațională, tocmai lucrul acesta îl spune, că Duhul Sfânt îi strânge împreună. Puneți-vă această întrebare, care este logică și reală. De ce nu a fost trimis Duhul Sfânt în altă zi? Putea Domnul să-l trimite în oricare altă zi, cum face acum, în zilele noastre. Dar nu l-a trimis în altă zi, l-a trimis într-o sărbătoare iudaică când lumea se adună la oaltă, ca să arate că de acolo încolo se inaugurează o eră prin care Duhul Domnului va fi puterea care strânge poporul la oaltă. Glorie Domnului! Al doilea aspect al acestei audiențe internaționale, pe lângă unitate, este un aspect profetic. Un aspect profetic. S-au adunat la oaltă și au zis, ce vrea să însemneze aceasta? Și și-au dat cu părerea. Însă apostolul Petru, de la versetele 16 la 21, vine și le explică și notați, vă rog, acest lucru, pentru că tot auzim vorbindu-se din toate părțile, pe mine m-ați auzit vorbind de multe ori și cei care de asemenea ne urmăriți și mă urmăriți la Vocea Creștinilor, vinerea, așa cum am făcut și vinerea trecută, vorbesc mult despre evenimentele sfârșitului. Și toată lumea vrea să vorbească despre evenimentele sfârșitului, însă trebuie să spunem, nu toată lumea înțelege evenimentele sfârșitului. Frați și surori, sfârșitul, notați acest lucru, sfârșitul a început odată cu învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos și odată cu pogorârea Duhului Sfânt. Este al doilea martor. Apostolul Petru spune, ce ați văzut voi acum este ceea ce a spus profetul Ioel, că în zilele din urmă voi turna Duhul meu peste orice făptură. Sfârșitul a început cu botezul cu Duhul Sfânt, cu coborârea Duhului Sfânt. Și uitați-vă în istorie, în aceste trei elemente distincte despre care v-am vorbit cu ani în urmă, și acestea sunt următoarele. Când prima dată în Scriptură apare vorbirea în altă limbă, se întâmplă pe vremea profetului Daniel, care este om bătrân acum, probabil în anii 90, are 90 de ani, pe timpul împăratului Belșațar al Imperiului Babilonian. Este ultimul împărat al Imperiului Babilonian. Lui, în timp ce chefuia și își bătea joc de numele Domnului, prin folosirea
vaselor de la templul din Ierusalim pe care le luase Nebucadnețar ca să se destrăbăleze și să bea din ele, o mână apare de nicăieri și mâna aceasta scrie într-o limbă străină: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Toți au intrat în panică, începând cu împăratul. Ce înseamnă această apariție supranaturală, această limbă necunoscută? Ce înseamnă? A trebuit să vină Daniel și să-i spună: uite, împărate, ce înseamnă. Dumnezeu s-a uitat la tine, ți-a cântărit intelectul, ți-a cântărit greutatea politică, ți-a cântărit greutatea spirituală. Trebuie să-ți spun, te-a găsit ușor. Adică nu-i nimic în tine. Pentru că ce scrie acolo este tălmăcit, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Ți s-au numărat zilele și ale vieții și ale împărăției tale. Domnul te-a cântărit și te-a găsit ușor și de aceea împărăția ta va fi luată și împărțită medoperșilor. Tu vei muri. Prima dată când apare o vorbire în alte limbi în Scriptură, are scop să vestească o judecată aspră către un om. Omul acela a fost nimicit, împăratul. Acum, când interpretăm Sfintele Scripturi, este un aspect foarte important, și anume aspectul întâiului enunț. Dacă în primul enunț un cuvânt a însemnat paiu, înseamnă pai, peste tot unde scrie pai, trebuie să fie pai. Nu putem să interpretăm alegoric, s-ar putea să însemneze altceva. Nu. Ce s-a spus prima dată și s-a folosit prima dată în Scriptură merge peste toată Biblia cu aceeași semnificație. Dacă prima vorbire în altă limbă a fost o judecată a unui om, lucrul acesta trebuie să se repete în istorie. Și uitați-vă, acum la Rusalii, este vorbire în altă limbă. De data aceasta, așa cum ați auzit, 120 de oameni. Unde se întâmplă lucrul acesta? În Ierusalim. Dacă la Nebucadnețar, la Belșațar, vorbirea în altă limbă a însemnat judecata lui, a unui om. Acum când se întâmplă în Ierusalim, 120 de membri ai poporului iudeu, trebuie să însemne același lucru. Judecata regatului iudeii. S-a întâmplat lucrul acesta. La scurt timp, câțiva zeci de ani, și în anul 70 s-a dus regatul lui Iuda. Pentru 1800 de ani n-a mai existat. Și acum Dumnezeu, uitați-vă, a făcut din nou o minune. La începutul secolului al XIX-lea, la 31 decembrie 1899, pe când se intra în 1900, în secolul 20, în orășelul Topeka din statul Kansas, un grup de studenți baptiști împreună cu profesorul lor Charles Parham au zis: decât să mergem și să chefuim de revelion, haideți mai bine să studiem Sfânta Scriptură și să ne rugăm. Deci este 31 ianuarie 1999, pe când se intră în 1899, pe când se intră în secolul 20, în anii 1900. Și ce au zis? Hai să studiem Faptele Apostolilor, să vedem dacă ce se vorbește acolo este drept. Au citit cei 21 de oameni acum cu Parham și la un moment dat o tânără dintre studenții de acolo care studiau cuvântul au zis: frate păstor, eu cred că este drept ce scrie în Biblie. Știți ce?
Haideți să ne rugăm. Dumneavoastră, puneți-vă mâinile peste mine și rugați-vă împreună cu mine. S-au rugat și-a pus mâinile peste ea și a fost botezată glorios cu Duhul Sfânt. Tocmai la intrarea în noul an, în secolul 20. Dar a avut o experiență atât de profundă încât după ce s-a oprit din rugăciune, timp de 3 zile, găsiți pe internet această informație, timp de 3 zile n-a putut să vorbească în engleză. Oricine o întreba ceva, răspundea într-o limbă străină. I-au trebuit 3 zile până când să poată să revină la normal. Și de acolo, de la această experiență, a pornit din nou o lucrare, noi o numim astăzi penticostală, atât de glorioasă, încât de la 1 ianuarie 1900 și până în momentul acesta în care vă vorbesc astăzi, pe pământ sunt peste 850 de milioane de credincioși botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Nu știu, cred că vorbesc la o biserică care doarme. 850 de milioane de oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt într-o 100 de ani. Cea mai mare mișcare creștină pe pământ este Biserica Romano-Catolică. 1.200.000.000. Și fraților, într-o 100 de ani, a doua mișcare creștină după Biserica Romano-Catolică este mișcarea penticostală, 850 de milioane de membri. Mărit să fie Domnul! Mărit să fie Domnul! Este o dimensiune profetică, dar acum, dacă la Belșațar vorbirea în limbi a fost judecată împotriva lui, a unui om, la Ierusalim, vorbirea în alte limbi a fost judecată împotriva unui popor, Israel. Acum când este mondial, vorbirea în altă limbă vorbește despre judecata lui Dumnezeu asupra pământului. Este judecata finală a lui Dumnezeu. Vine Domnul Iisus Hristos. Vine Domnul cu puterea Lui, mărit să fie numele Domnului. Audiență internațională, și ați văzut, unitate și aspect profetic. În al doilea rând, pe lângă audiență internațională avem o admitere inteligentă. Versetul 11 spune aici, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Din nou sunt două dimensiuni în această admitere inteligentă. Și anume, prima este pentru zidire spirituală. Când Duhul Sfânt vorbește, nu vorbește ca să îi împrăștie pe oameni. Vorbește să zidească. Vorbește să zidească. Să ridice. Să dea speranță, să dea viață. Așa lucrează Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind în limba noastră. Adică ne lasă Dumnezeu să înțelegem ce se întâmplă. Ne lasă Dumnezeu să pricepem ce are loc pentru zidire spirituală. Și al doilea lucru, pe lângă zidire spirituală, este înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că spune că îi auzim, versetul 11, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ce glorios este ca prin lucrarea noastră să se înalțe numele Domnului. Eu mă rog tot timpul, dacă Domnul îmi dă posibilitatea să slujesc în continuare, slujirea mea să-L înalțe pe Domnul, să-L laude pe Domnul. Noi nu înălțăm pe oameni și nu vrem să ne înălțăm și să ne etalăm pe noi în fața oamenilor cât de multe cunoaștem și cât de profund am fi sau n-am fi în Scriptură. Vrem prin ce facem să se înalțe numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că aceasta este esența chemării noastre. Audiență internațională, admitere inteligentă și în final este lucrarea Duhului Sfânt vorbește despre adversari insidioși. Adversari insidioși. Versetul 13. Dar alții zbăteau joc de ei și ziceau, sunt plini de must.
Observați? Uitați-vă la două aspecte. Primul este că acești oameni, adversarii lucrării Duhului Sfânt, critică exact ceea ce nu cunosc. Dacă n-au avut experiența botezului cu Duhul Sfânt, critică. Și lucrul acesta, din nefericire, se vede și în mișcări evanghelice, cum este mișcarea reformată. Reforma a zguduit catolicismul, a zguduit Europa și a adus trezire spirituală, dar reforma a rămas doar numai la o parte limitată de cunoașterea Evangheliei. Și astăzi, dacă este cineva critic împotriva mișcării penticostale, este teologia reformată. Apoi, sunt mișcări evanghelice, pe lângă noi, îi auzim mereu, care sunt foarte sceptici cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și la darurile spirituale. Scepticismul nimănui nu trebuie să te descurajeze pe tine sau pe mine. Pentru că, așa cum va spune Apostolul Pavel, eu știu în cine m-am încrezut. Noi știm cine ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Nu ne-au botezat oamenii, nu ne-a botezat Biserica Penticostală, ci ne-a botezat Iisus Hristos. Lucrarea este a Lui și de aceea, cei care critică ce nu cunosc, ne rugăm Domnului, Domnul să aibă milă de ei și să-i trezească, să-și vină în fire. Și de ce am spus insidioși, adică cei care născocesc și cei care uneltesc. Pe lângă critică în ceea ce nu cunosc, sunt unii care insinuează ce nu le aparține. Insinuează ce nu le aparține. Dați-mi voie să vă spun un lucru care s-ar putea să vă surprindă, dar în zilele de astăzi parcă nu trebuie să te mai surprindă nimic. Vă aduceți aminte de ani, cred că este 10 ani în urmă, când un val de mare trezire spirituală a venit peste Biserica Emanuel. Și în 6 luni de zile, Dumnezeu a botezat peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt. Aveam aproape în fiecare zi serviciu aici la Casa Domnului și acolo în Fellowship Hall încheiam cu stăruință și cu botezuri cu Duhul Sfânt. Și în timpul acela a venit un păstor și l-am văzut că se tot plimbă prin sală. În timp ce frații stăruiau și se rugau. M-am dus la dânsul și am spus, mă bucur că ați venit aici să vă rugați împreună cu noi. Nu stați așa pe margine, haideți acolo cu noi să încurajăm pe frați. Și mi-a zis, eu am venit să observ. Și era dintre ai noștri, penticostali. Eu am venit să observ. Nu mă interesează să intru în cerc. M-a surprins. Apoi s-a dus la o biserică și a zis, fraților, ați auzit de așa zisa trezire de la Emanuel? Ei spun acolo că îi botează Domnul cu Duhul Sfânt. M-am dus să cercetez, să văd dacă în adevăr s-a coborât porumbelul sfânt la ei. Asta spune de la învon. Dar vreau să vă spun ce am văzut eu. Nu s-a coborât porumbelul la ei, s-a coborât o cioară. Și-a plecat în România. Și în România s-a dus într-o biserică
unde așa le-a aranjat Domnul, că n-am umblat eu pe urmele dânsului. M-am dus în România, în misiune, la institut și la conferințe și am ajuns în locul unde acest păstor trecuse cu vreo lună înainte, prin biserica unde am ajuns eu. Și el a spus în biserica respectivă următorul lucru: fraților, mă surprinde să vă văd așa de reci. Auziți? Vreau să vă spun ceva. La noi, în California, în bisericile noastre din California, este o mare trezire spirituală. A botezat Domnul peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt. Nu știu ce vă văd pe dumneavoastră așa de reci. Ei, am ajuns și eu în biserica aceea, neștiind că a trecut pe acolo. Am predicat cuvântul Domnului și la urmă, fratele păstor și cu câțiva frați din biserică, din conducere, a zis: frate Gog, a trecut pe aici, pe la noi, și îmi spune cine că... Și a zis că la dânsii, la biserică, acolo în California, a botezat Domnul peste 300 de suflete cu Duhul Sfânt. Și mă întreabă pe mine, zice: dar la dumneavoastră, la Emanuel, este cercetare, a botezat Domnul măcar 1-2. Și am zis: slăvit să fie Domnul, pe toți aia 300 la noi a botezat, nu i-a botezat în altă parte. Dar omul s-a lăudat cu ce nu-i aparține, ca să arate că e cineva și că lucrarea pe care o face este o lucrare mare. Oameni insidioși, născocitori de rele. Îți beți. Se fac că stăruiesc. Nu știe nimeni ce vorbesc în altă limbă. Frați și surori, doamnelor și domnilor, business-ul nostru este să ne zmerim și să stăm la picioarele Domnului Iisus Hristos și lucrarea Lui este să ne boteze. În ce limbă vom vorbi este treaba lui Dumnezeu, nu este treaba oamenilor. Dumnezeu n-a uitat să vorbească și să vorbească toate limbile și chiar cum recent îmi punea cineva întrebare pe internet și era foarte nervos după cum scria la întrebare: cum ați îndrăznit, frate Gog, să spuneți că prin vorbirea, în vorbirea în alte limbi este și limbă îngerească? Pentru că ați spus, este importantă limba îngerească, așa scrie în 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2. Puneți versetul acesta pe ecran, 1 Corinteni 14, cu versetul 2, și am spus lucrul acesta și am zis, este important să te rogi în altă limbă, pentru că nimeni nu înțelege această limbă, rugăciune în altă limbă. Cel rău ar vrea să o înțeleagă, dar nu poate să o înțeleagă, pentru că așa scrie Sfânta Scriptură. Și uitați, în adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege. Credeți lucrul acesta? Și îmi spune în întrebare, dar Satana n-a fost un înger, a fost cel mai mare înger, cum de nu-și înțelege limba? Nu-ți face tu probleme de felul în care Dumnezeu știe să comunice. Nu-ți face probleme. Că dacă Domnul a spus că nimeni nu înțelege, nimeni nu înțelege. Înțelege numai Dumnezeu. Indiferent în ce limbă îi vorbi, în altă limbă, înțelege numai Dumnezeu. Cel rău ar vrea să înțeleagă ca să încurce și să intervine el cu minciunile lui și cu insinuările lui, dar nu înțelege pentru că nu are lăsată de la Domnul abilitatea aceasta ca să priceapă. Chiar dacă a fost el făcut mare și inteligent și cel mai inteligent dintre îngeri, cel ce l-a făcut știe și să-l controleze. Știe și să-l controleze. De aceea, tu să nu-ți faci nicio problemă, pentru că Dumnezeu vrea să te binecuvinteze.
și vrea să te bucuri de însoțirea acestei lucrări spre gloria și spre onoarea Domnului nostru Iisus Hristos. Audiență internațională, admitere inteligentă și de asemenea o atitudine insultătoare la adresa lucrării. Dar noi să nu fim din aceea. Noi să fim din aceia care să ne bucurăm de lucrarea Domnului. Să ne rugăm Domnului să vină din nou zilele de trezire spirituală, zile de revărsare de har peste biserică, zile de umplere cu Duhul Sfânt. Avem nevoie de aceasta? Avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu? Eu cred că avem nevoie și de aceea să nu ne fie greu să venim la biserică, să venim la rugăciune, la seri de rugăciune, pentru că Domnul numai așa poate face trezirea dacă este interes din partea noastră. Numai așa poate să reactiveze lucrarea Duhului Sfânt între noi dacă ne știm smeri înaintea lui Dumnezeu și căutăm cu toată inima ca să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului să se îndure de noi și de casele noastre. Cere-i Domnul și spune: Doamne, am fost apatic, am fost nepăsător la lucrarea Ta, dar vreau să mă trezesc, vreau să lucrez împreună cu mine și vreau să lucrez prin mine. Deci umple-mă pe mine și umple casa mea cu Duhul Sfânt. Reumple din nou Biserica Emanuel cu Duhul Sfânt și umple toate bisericile Tale, Doamne, cu Duhul Sfânt. Și avem nevoie în vreme ca aceasta de puterea lui Dumnezeu, pentru că așa se face lucrarea Domnului, nu în putere omenească, cum spunea Domnul către Iosua, nici prin putere, nici prin tărie omenească, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Avem nevoie de Duhul Sfânt? Ne rugăm Domnului. Haleluia!